ateliere de încondeiere a ouălor. În această perioadă, premergătoare Sfintelor Sărbători de Paște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița organizează mai multe ateliere unde tineri din diferite zone ale județului vin și învață ca să încondeze ouă. Prin astfel de acțiuni se dorește păstrarea acestui obicei care se desfășoară în fiecare an în această perioadă. În această perioadă, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița organizează programul cultural-educațional Să știi mai multe, să fii mai bun. Școala altfel, așa cum este ea cunoscută. Și unul dintre atelierele tradiționale, ținând cont de faptul că suntem în perioada premergătoare Sfintelor Sărbători ale Paștelui, este aceea de încondeiat ouă. Pentru această activitate, acest atelier adus în mijlocul orașului, din lumea satului, avem un meșter care a preluat de la bunică și de la străbunică și în cadrul căruia elevii, copiii de diferite vârste învață tehnica tradițională, adică cu ceară curată de albină, cu acel instrument numit condei și cu multă răbdare reușesc să traseze primele linii și să își realizeze oul încondeiat. Astăzi am venit la Centrul de Cultură pentru a arăta copiilor cum se încondeiază ouăle. Eu am învățat de la străbunica mea și vreau să duc tradiția mai departe și să împărtășesc și copiilor ceea ce am învățat eu și să sper să le placă. Trebuie să avem ouăle fierte, să luăm acea ustensilă care se numește condei, să folosim ceară curată de albine și apoi să scriem cu ceară caldă pe ou. Iar apoi se bagă în vopsea și se îndepărtează ceara la o sursă de căldură. Mai departe, imaginați. Da, exact. Mai vin copiii către astfel de activități? Da, chiar sunt frumos surprinsă pentru că lor le place foarte tare ceea ce eu credeam că nu îi mai atrage atât de tare.